Bine ați venit la Claghemau TV! Astăzi vom vorbi despre o știre îmbucurătoare din domeniul sănătății. În viitor, pacientul își va putea trata boala fără influența medicamentelor. Terapia viitorului nu va mai consta decât foarte puțin în administrarea de medicamente, în înlăturarea organelor sau în a face raze. Așa numita chimioterapie și vaccinurile chiar vor cădea complet. Terapia viitorului ar trebui în special să constea în faptul că pacientul va putea înțelege cauza conflictului și astfel poate învăța să înțeleagă boala sa. Iar împreună cu medicul sau terapeutul său, poate găsi soluția cea mai bună de ieșire din această traumă care a provocat boala respectivă. Mai mult decât atât, scopul este ca pe viitor să nu mai cădem în nicio traumă provocată de cancer. În principiu, toate formele de cancer sunt vindecabile. Ne putem pune întrebarea, este oare teroarea folosită ca instrument politic? Mulțumindu-vă pentru atenție, ne bucurăm dacă v-a plăcut emisiunea și o recomandați mai departe.